Iisus, vom deschide acest serviciu de vin cu imnul 44. Tată iubit, te adorăm!
Frați, stimate surori, vă spun bine ați venit la ocazia de întâlnire din după amiaza aceasta, care este diferită de cele de până acum. Fiind un sabat al familiei, ne-am gândit să invităm trei familii aici în față și să le punem trei întrebări. Întrebări simple la care să răspundă în cadrul programului Să ne cunoaștem familia Advent. Acum noi știm că din grădina Edenului trei lucruri am luat cu noi. Am luat sabatul, am luat familia și muzica, așa? Și faptul că în acest sabat avem familii, avem muzică, este un lucru minunat. Însă cei care ne-au încântat atât de frumos, nu-i cunoaștem. Așa că o să începem cu ei și ne invit pe fratele pastor să ne facă cunoștință cu familia aceasta atât de frumoasă, de unde vin cei cu ei. Pacea Domnului! Cu siguranță că sunteți curioși să aflați cine sunt acești doi tineri încântători și talentați care ne-au cântat atât de frumos. Spun un bun venit în această după-amiază familiei Talpan, care a străbătut nu doar Europa, a străbătut lumea întreagă. Pentru că vin de unde credeți? Dacă spui că ai străbătut lumea întreagă, te gândești la Australia. E dincolo, dincolo. Bun venit, frate Ionuț, sora Ginela, Matias și Ruben. Bun venit. Cu Ionuț am copilărit la Galați, suntem prieteni, ne cunoaștem de foarte mult timp și m-au sunat cu ceva timp în urmă, nu știu, o lună jumătate, și frate Laurențiu, o să venim, o să băieții ar vrea să cânte, zic, cu mare drag, cu mare bucurie. Și ne-au încântat, doi băieți așa de talentați și de frumoși, fie binecuvântați. Fratele Ionuț a venit aici în zonă pentru că soția este de la Bodești, din familia Todirică, care este cumva deja sosit alături de cei dragi, le spunem bun venit și spunem bun venit tuturor. Fiți bineveniți la Piatra Neamț, mai aveți încă două piese. Ați cărat viorile astea din Australia? Nu. Sunt împrumutate din Germania, că mă gândesc și eu, din Australia să aduci viorile e cam complicat. Nu e imposibil, totul e posibil astăzi, dar mai complicat. Fiți bineveniți cu toții în această după-amiază și în acest format foarte frumos, ca să ne cunoaștem familia Adventă sau familiile bisericii. Binecuvântări peste sufletele noastre în continuare. Amin. Și acum, pentru că ne cunoaștem cu toții, așa cât ne-a îngăduit Dumnezeu să ne cunoaștem, nu o să mai avem emoții, nu așa? De fapt, de ce e nevoie să ne cunoaștem între noi? Cunoașterea este la baza dragostei. Dumnezeu ne cheamă să ne iubim unii pe alții. Ori nu poți iubi pe cineva pe care nu-l cunoști. Și dacă Dumnezeu ne-a hărăzit să trăim, să fim contemporani pentru un timp, da? Adică să trăim împreună în acest timp special, vrea să ne cunoaștem cu scopul de a ne asimți mai bine unii cu alții, de a ne iubi mai mult. Așadar, vă spun încă din capul locului care sunt întrebările. Întrebările care cele trei familii curajoase care au acceptat invitația vor răspunde, vor încerca să răspundă, sunt: cum v-ați cunoscut? Vedeți, pleacă tot de la cunoaștere. Urmând, bineînțeles, providența, nu? Cum v-ați cunoscut? Care a fost momentul cel mai dificil, mai nefericit din viața dumneavoastră și care a fost momentul cel mai fericit din viața de cuplu, de familie? Da? Da, sunt întrebări simple. Așa? De ce avem noi emoții unii pentru alții? Pentru că ne vedem în locul lor. Și dacă e un nou început pentru programul acesta, imaginați-vă că rând pe rând vom trece cu toții pe aici. Amin? Așa, mai cu jumătate de gură, mai... Să știți că pentru mine este o surpriză că fratele pastor este în după-amiaza aceasta cu noi, pentru că era primul invitat, dacă știam că este în după-amiaza aceasta în rândul nostru, erați aici. Data viitoare va fi. Data viitoare va fi exact pentru când va fi sabatul 5, nu? Așa că suntem cu ochii pe sabatul 5.
din august. Sau septembrie, mai bine zis. Septembrie, cred că în septembrie va fi. Așadar, voi avea un scurt devoțional, să spunem așa. M-am gândit la felul în care Dumnezeu, spuneam, familia este o instituție divină, da? Felul în care Dumnezeu a făcut posibilă cunoașterea între Adam și Eva, da? Între Avram și Sarai și între Isaac și Rebecca. Sunt lucruri foarte interesante care se desprind din Sfintele Scripturi. Mai întâi de toate, să ne amintim lucruri pe care le știm cu toții că sunt simple. Cum s-au cunoscut cei doi, Adam și Eva? Cine a intermediat cunoașterea celor doi? Vedeți, am găsit în aspectul acesta ca fiind un model de cunoaștere între două persoane care își unesc destinele. Mai întâi de toate știm, Dumnezeu a hotărât să îl creeze pe Adam, da? Și după ce l-a creat, a avut un moment în care a chemat toate viețuitoarele să le numească. Și ele veneau perechi, perechi, iar spune Scriptura că pentru Adam nu s-a găsit ceva potrivit. Din toată creația minunată a lui Dumnezeu, nu era ceva care să poată avea acea părtășie profundă pe care și-o dorea sufletul lui, el fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, da? Modelat din țărâna pământului. Și atunci Dumnezeu îl întreabă pe Avram, pe Adam, dar, așa îmi imaginez eu, ce ar fi potrivit pentru tine? Dar Dumnezeu avea în plan, nu așa? Dar a trebuit cumva să-i acorde lui Adam un timp în care să conștientizeze că ceea ce urma să facă pentru el, să creeze pentru el, era ceva special. Vedeți cât de bun este Dumnezeu? Și Dumnezeu a dormit, spun eu, i-a făcut anestezie totală, nu a luat cu asta și știm de ce, un os din oasele lui. Și Adam, când îi se aduce de către creator pe Eva, ce afirmă el? Prima lui afirmație. Zice, și omul a zis, versetul 23 din Geneza 2, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Afirmația aceasta ne face să înțelegem că a fost un dialog între tatăl și Adam înainte de creare. Eu sunt convins că Dumnezeu i-a spus lui Adam ce avea să urmeze. Voi face lucrul acesta, voi lua un os din... Pentru că el știa... Din momentul ce s-a trezit din anestezie și a văzut-o pe Eva, a spus, iată os din oasele mele. Și ea, zice cuvântul, se va numi femeie, Isha, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul din, pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Și continuarea la fiecare cununie spune, ceea ce a unit Dumnezeu, dar este important să unească Dumnezeu. Deci, asta este începutul. Da? Să unească Dumnezeu. Dacă pentru Adam cunoștea câte ceva despre ceea ce urma să fie soție, Eva a fost, cred că, foarte surprinsă să-l vadă pe Adam. După ce a fost creată și a fost trezită și a fost dusă la Adam, a fost surprinsă. Total. Însă, prin harul lui Dumnezeu, vom vedea că acest model de urmat a fost pentru fiecare familie creștină fericită. Și la fel s-a întâmplat cu Avram, la fel s-a întâmplat cu Isaac, nu vreau să lungesc prea mult pentru că timpul zboară iute, vom vedea că în cazul lui Isaac a fost trimis un slujitor, da? Un slujitor pe nume Eliezer, de către Avram, unde? În Geneza, la capitolul 24, spune lucrul acesta. Geneza 24. Să trimită, spune robul, i-a răspuns, versetul 5.
Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara unde ai ieșit tu? Avram i-a zis să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Cu alte cuvinte, ce vedem aici? Fundamentul diferenței dintre a te mărita sau a te căsători. Nu așa? Este un fundament. Și în versetul 3 spune, te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc. Un alt principiu aici, nu? E legat de a avea același Dumnezeu, a avea aceeași credință. La temelia unei căsnicii fericite trebuie să existe același Dumnezeu și doi închinători care se raportează în mod corect la același Dumnezeu. Și știm povestea atât de frumoasă pe care Cartea Genezii ne relatează cu privire la credința pe care a avut-o Avram în lucrarea pe care Dumnezeu avea să o conducă prin Eliezer, felul în care a lucrat Dumnezeu, cum a pus semne, cred că cei care sunt căsătoriți am retrăit momentele acestea și noi, cum ne-am căutat partenerul de viață prin rugăciune, prin semne, Doamne, e să fie pentru mine, nu este să fie pentru mine. Arată-mi, descoperim anumite lucruri. Și la fel, același lucru s-a întâmplat și în timpul acela. Însă cert este că Isaac, îl văd un copil al lui Dumnezeu atât de încrezător, încât el a acceptat planul lui Dumnezeu. Adică să stai și să aștepți care e răspunsul Domnului, să spune că a ieșit pe câmp în momentul acela special, într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, e clar că se ruga, era în legătură cu cerul, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Vedea cea mult așteptată a lui soție. Veneau niște cămile. Și în momentul în care Rebecca vede la distanță, a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat mahrama și s-a acoperit. Ce a vrut ea să facă cu mahrama cea acoperită? La ce vă gândiți prima dată? Să vrea să-și ascundă frumusețea. Biblia spune că era foarte frumoasă și în toate cazurile acestea trei, primează într-o formă frumusețea. Ați observat? Eva era foarte frumoasă, clar. La fel și Sara, care s-a numit Sarai, și la fel și Rebecca. De regulă, frumusețea aceasta este darul lui Dumnezeu și este menită să răspundă și frumuseții sufletești. Să fie o reflectare și a frumuseții sufletești. Asta e în planul lui Dumnezeu. Iar robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse, e o poveste pe care noastră o știți bine, și spune în versetul 67 că Isaac a dus pe Rebecca în cortul mamei sale, Sara, știm cât de mămos era Isaac, nu așa? A luat pe Rebecca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Sunt multe lucruri de spus aici. Avem moduri de a gândi în mod diferit, soțul gândește diferit decât soția lui, dar frumusețea este atunci când ne armonizăm prin Harul lui Dumnezeu și ne complementăm în relația noastră de căsătorie. Eu sunt convins că de-abia așteptați să aflați mai multe lucruri despre cei care sunt aici în fața dumneavoastră. Așadar, eu am să iau un microfon de acolo portabil, și am să trec la fiecare să ne reamintim întrebările, cum v-ați cunoscut prin Harul lui Dumnezeu și, mulțumesc, și cum, care au fost momentele mai delicate din viață, asta presupune vulnerabilitate, și cele mai fericite. Începem cu familia aceasta tânără, de aici, din stânga noastră. De fapt, dacă mi-amintesc bine, este cea mai recentă căsătorie la care am participat.
Da. Așadar, să vă prezentați, să spuneți cine sunteți. Mă numesc Diana Bulboacă. Iar... Eu mă numesc Edvin. Diana spune ca el să răspundă primul la întrebare. Cum ne-am cunoscut? Cu ajutorul a două persoane din comunitatea aceasta. În primul rând, sora Dana Nica și Bogdan Huza. Astăzi nu sunt aici. A fost o perioadă la începutul clasei a 8-a, când eu și fratele meu ar fi trebuit să plecăm din județ timp de un an de zile. Însă sora Dana Nica era foarte bună prietenă cu mama și a spus că nu se poate întâmpla așa ceva. Băieții trebuie să rămână aici, să meargă la biserică, la Piatra, și a luat hotărârea să ne găzduiască. Având în vedere că ne-am mutat domiciliu, a trebuit să schimbăm și școala. Și cea mai apropiată școală de sora Dana Nica din oraș era școala la care învăța și Bogdan Huza, prietenul meu cel mai bun. Și am fost foarte bucuros să aflu că voi putea fi în clasă cu Bogdan. În clasă cu Bogdan era și Diana și ne-am observat așa comportamentele diferite. Am observat că este mult mai... era mult mai liniștită față de celelalte fete din clasă și am avut o curiozitate foarte mare și am început să discutăm în pauze. Ulterior, după vreo 3-4 luni de discuții, am luat o hotărâre să invit la biserică. Și acum îmi aduc aminte. Și acum îmi aduc aminte. Da, da, Diana nu era adventistă. Și am hotărât să o invit în prima ocazie la biserică, inclusiv după amiază, la ora prietenilor. Ora prietenilor fiind pregătirea pentru botez. Nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă decizie ca să vină în prima ocazie la ora prietenilor, dar se pare că rezultatul a fost unul bun. Tu știi că e prietenoasă. Da. Deci eu nu știam că ora prietenilor este programul pentru a învăța cât mai mult din Biblie ca să fii botezat. Eu știam că ora prietenilor, acolo doar socializăm despre Biblie și suntem între prieteni, ca să înțelegeți. Și am fost foarte încântată de acest lucru și de aceea am participat cu mare drag. Deci noi de la Amvon anunțăm de fiecare dată, în sabat, la anunțuri, ora prietenilor. Și așa s-a anunțat în sabatul acela. Și când Diana a auzit de ora prietenilor, ea fiind prietenoasă, vreau și eu cu prietenii. Și așa s-a nimerit să vină din prima la clasa de pregătire pentru botez. Și se pare că i-a plăcut, că a continuat. Da. Din clipa aceea am venit sabat de sabat și am început să fiu cât... Dar în continuare am frecventat oastea Domnului și, dacă pot spune, am făcut și un grup de rugăciune ca să-l aduc pe Edvin la ortodoxie și n-am reușit. Grupul lui a câștigat. Și... da, a fost un final frumos în care am încheiat și un legământ cu Dumnezeu. Domnul să fie lăudat. Ne oprim la răspunsul acestei întrebări și dăm microfonul mai departe, ca și cea de-a doua familie, să ne răspundă la prima întrebare. Mă numesc Lenuța Cocea. Dan Cocea mă numesc. De fapt, mine mă cheamă Constantin. Puțin știu lucrul ăsta și au fost destul de multe probleme. De câte ori era strigat fratele Cocea, Constantin, se uitau la altcineva, nu se uitau la mine. Pentru că aici, dacă îmi permitiți o paranteză, părinții mei au vrut să-mi pună numele Daniel. Iar s-a opus preotul și primarul, pentru că frații mei dinainte erau Ion, Iacob, Petru și Ana. Și urma Daniel. Și când s-a dus cu Daniel, s-a uitat, bă, dar ce faci ca să te sfinți? Caută alt nume. Și în felul ăsta, când a spus de Constantin, a zis, e bun că ăsta e de-a nostru, adică venit din partea ortodoxă, însă părinții mei mi-au spus Daniel, eu n-am știut că mă cheamă Constantin până când am început să citesc. Mie îmi spunea Dan, acasă. Cum v-ați cunoscut? Care a fost momentul cunoașterii? Da, deci venim spre partea asta, lucrurile sunt mai complicate, că sunt mai de demult, cu alte obiceiuri, cu alte
Ei, cum ne-am cunoscut? Eu zic că providențial, așa cum și tinerii noștri. Foarte interesant că persoanele prin care noi ne-am cunoscut doreau să se căsătorească. Era o persoană, un frate din comunitatea de aici și o soră din comunitatea din Sibiu. Și fratele mă cunoștea pe mine, sora o cunoștea pe sora Elena, de lângă mine. Și în felul acesta, ei vorbeau între ei dorind să se căsătorească. Nu s-au căsătorit niciodată. Însă, mi-a sugerat mie, i-a sugerat și ei, prietena ei. I-a spus, uite, n-ai vrea să cunoști un băiat? N-ai vrea să cunoști o fată? Așa era pe vremea noastră. Eu mă apropiam de vârsta de 24 de ani și cam după 25 de ani, pe vremea noastră, dacă treceai dincolo, te însura și te mărita babile, așa se spunea atunci. Și dacă, și eram oarecum la limită, nu vroiam să trec. Și în felul ăsta am acceptat provocarea și în una din zile m-am urcat în tren. Bine, e povestea lungă, că mie, dacă vreți să detaliez, deja ne apucă 10. Dar așa, pe scurt, am convenit să mă duc să cunosc fata. M-am informat la gară, pe vremea aceea cel mai uzual mijloc de transport era trenul, mi-am luat bilet direct Sibiu, era ceva interesant pentru mine. Așa, m-am urcat în accelerat la 1.30 noaptea din gara Piatra Neamț, am coborât în București Nord, acolo trebuia să mai aștept o oră jumate, acceleratul 222, care mergea la Timișoara Nord. Și acolo, cu semnalmentele date că trebuia să mă recunoască, dumneavoastră nu știți ce erau gările de pe vremuri, erau om lângă om, mai ales la accelerat. Gările erau foarte pline. Și eu mi-am dat niște semnalmente. Mi-a dat și ea. Eu o să vin cu o doamnă, adică cu o soră mai în vârstă. E bineînțeles că eu de pe geam, cum trenul ușor, ușor s-a oprit, am și reperat, cam care ei am bănuit. Bineînțeles că și ele m-au cam văzut din prima. În felul ăsta am ajuns la Sibiu. Ne-am cunoscut, am mers în casa viitorilor socri. Sunt multe de povestit. Socrul meu nu prea era de acord ca fata să vină în Moldova. Și chiar mi-a și spus la un moment dat, ai văzut tu pe cineva din Ardeal să mute în Moldova? Nu mi-a căzut bine. Dar am făcut și o convenție, în sensul că el a zis, uite, ca să nu cumva să fii tu jenat sau cu tare, o să stea fata 2 ani acolo, după care o să vă mutați aici. Și am acceptat convenția. După 2 ani am fost dezlegat, că n-am mai vrut ea, s-a obișnuit aici, a venit la biserică, i-a plăcut, s-a integrat foarte mult, biserica era foarte mare, eram tineri, copii, una alta, și nu s-a mai dus. Însă, noi de atunci ne tot pregătim să ne mutăm acolo. Nu știi când o să ne mutăm. Mă opresc aici cu prima întrebare, că eu știți că nu mă opresc ușor. Da, ne apreciăm foarte mult deschiderea dumneavoastră. Dăm mai departe, familie Lăliu. Mă numesc Lăcrăbioara Lăliu. La 16 ani am intrat prin botez în comunitatea Piatra Neamț, unde am crescut alături de tinerii comunității, destul de numeroși la data respectivă, în preajma noastră fiind foarte mulți frați consacrați care au știut să ne crească pentru viitor. După vârsta de 18 ani, am început să mă rog stăruitorului Dumnezeu pentru viitorul meu, rugându-l ca el să aibă grijă de viitorul meu în continuare. Și l-am rugat ca la vremea potrivită el să-mi aducă în viața mea persoana potrivită alături de care să merg în cer. Dumnezeu mi-a răsplătit încrederea care am avut-o în El și îi sunt mulțumitoare pentru acest lucru. Amin. Dați microfonul și fratelui Florin.
Mă numesc Florin Leiu. Mi-am petrecut tinerețea în comunitatea asta de la vârsta de 16 ani, dar și la Bacău în același timp, pentru că mi-am făcut liceu acolo, liceu de muzică, în două etape, că am fost expatriculat de două ori de acolo, pentru sabat. Și în perioada respectivă am activat aici printre tineri, în special în domeniul muzical. Aveam un cor al tinerilor. Mai e cineva din vremea aceea care a cântat la corul tinerilor? Da. Sau dacă au fost, au mai dezertat între timp. Mulți au plecat. Cineva din spate, acolo cu părul alb, da. A ridicat mâna. Da, fratele Lăcătușu, da. Asta a fost de mult, înainte de Mesagerii Speranței, cu mult înainte de Mesagerii Speranței. Și mi-era dragă activitatea asta și tinerii erau interesați. În sfârșit învățam multe cântări. Nu prea mă laud eu cu tipul de dirijor care am fost. Cred că erau destul de lente cântările alea față de cum ar fi trebuit cântate. Așa le învățasem eu din moș spre moș sau știu eu cum, sau nu îndrăzneam mai mult. La vârsta asta acum sunt mai îndrăzneț la muzică, la... mă rog. Și erau tinere destul de mulți. Nu am avut nicio prietenă între tinerile de aici. Eram prietenos cu toate, dar reținut. Nu pentru că eram eu dezinteresat. Niciodată n-am fost dezinteresat. M-am îndrăgostit prima dată în clasa întâi. Și de atunci nu țin minte dacă a fost vreodată vreo perioadă în viața mea în care să nu mă fi gândit la o fată. Vă spun foarte serios asta. Însă în perioada în care se întâmpla treaba asta cu corul tinerilor, eu aveam o prietenă departe, în București, și cred că ne-am văzut de vreo 3 ori. Inițiativa a fost a ei. Era o artistă, o pianistă foarte bună, plecată de multă vreme din țară, nu mai știu de ea foarte mult, dar nu asta e problema. Realitatea este că la un moment dat a trebuit să renunț la ea, pentru că după ce am fost exmatriculat a doua oară din liceu și atunci aveam 20 de ani, cred, pentru că eu am fost dat la școală mai târziu, sunt născut în ianuarie și pe lângă asta mai pierdut un an cu prima exmatriculare, așa că eram ceva mai mare decât ceilalți. Și îmi permiteam să am o prietenă așa de la 20 de ani și fata a auzit ce am pățit, că am fost exmatriculat. Și eram chiar foarte interesat să văd ce reacție va avea. Țineam foarte mult la ea, dar când am auzit, deci, asta a fost, cred că, prima frază pe care mi-a spus-o, dar a doua, sigur. Și acum ce ai să faci? Ai să mergi vânzător la Prozar, nu? Mă dat seama că, asemenea prietenie, nu putea să dai cu o pianistă foarte, foarte talentată și foarte, așa, și cu un vânzător la Prozar. Am înghițit în sec și pe măsură ce trenul se îndepărta de București, eram tot mai hotărât că trebuie să renunț absolut la chimera asta, n-are niciun sens o asemenea prietenie. Și pe măsură ce mă apropiam de Piatra Neamț, am început să mă gândesc dacă nu ar fi mai normal să vorbesc și eu cu o fată mai simplă, așa din cele pe care le știu pe aici, la Piatra Neamț. Și așa mi-a venit, am numărat câteva așa pe degete, cam care cred eu că mi-ar plăcea cumva, printre care era și Lăcrămioara. Și pe urmă ne-am întâlnit odată la Bârlad, tatăl meu era pastor acolo și era venită și ea în vizită acolo, pe la fetele de acolo.
Și am început să observ, începea să-mi placă tot mai mult, dar n-am vorbit cu ea. Zic, domnule, n-a niciun sens să vorbesc cu fata, în moment ce eu nu sunt pregătit sub nicio formă ca să... Așa că, asta îmi pace. Și la un moment dat însă mi-a spus sora mea, că zice, știi că lăcrămioara se mărită, că uite, un băiat vorbește cu ea, nu știu ce. Și eu atunci am început să mă sperii, zic, opa, stai puțin. Zic, trebuie să mă interesez să văd care e situația asta. Și dacă vrea să se căsătorească cu băiatul respectiv, nicio problemă. N-am fost niciodată din ăla care să mă bagă într-o relație și să o stric. Dar zic, poate că... fata nu știe că eu țin la ea. Și zic, ar fi cazul să știe. Dacă nu are o relație cu altcineva, poate să se gândească și la varianta asta, nu? Asta. Și atunci m-am gândit să-i vorbesc. Cred că am vorbit odată, dar nu i-am spus nimic despre ce gândeam eu. La nunta fratelui Costin, Ion Costin, cu Lenuța, când a fost... aici în oraș și am venit de la nunta aceea împreună până aici unde locuiam noi, că familia pastorală locuia tot aici în curtea comunității. Dar nu i-am spus atunci nimic. I-am spus însă când am plecat într-o excursie cu toți tinerii de aici pe Ceahlău. Și atunci pe Ceahlău, în excursia aceea, i-am spus și de atunci am rămas cu problema asta, prietenie, e deschisă cumva. Necazul este că atunci când au aflat alții, că așa era normal să afle cumva până la urmă, a creat probleme chestiunea asta. Inițial părinții nu au fost de acord, adică inițial familia a fost tulburată, așa, comunitatea chiar începuse să se împartă, nu credea nimeni că noi avem gânduri serioase. Până la urmă, ca să convingem lumea că avem gânduri serioase, ne-am dus pe furiș la sfatul popular și am făcut actele și după aceea toată lumea era convinsă că gata, asta e. Și după aceea, în sfârșit, mai au fost peripeții. Da, în orice caz, sunt mulțumit cum ne-a condus Dumnezeu printre toate meandrele astea, printre toate stâncile și... Acum trecem la cealaltă întrebare. Care a fost, și începem cu dumneavoastră, ca microfonul să circule în sens invers, care a fost momentul cel mai delicat, cel mai, să spunem, nefericit pe care l-ați traversat cu ajutorul Dumnezeu? Și apoi cel mai fericit. Noi nu ne-am sfătuit între noi ce să vorbim acum. Chiar nu ne-am sfătuit. Dar cred că suntem amândoi de acord că am avut niște probleme foarte serioase, că, sigur, nu toate problemele din viață pot fi spuse. Dar am avut niște probleme cu băiatul cel mai mic. A fost chestiuni care ne puteam învinui și pe noi înșine, că n-am fost mai atenți, că n-am fost întotdeauna ne putem învinui. Dar asta este realitatea. Băiatul mai mic avea în jur de 3 ani, nu mai știu exact, când a înghițit o mulțime de pastile de antideprin și până la urmă a intrat în comă și l-am dus la spital. Era într-o duminică din aia în care nu se circula decât cu, știți cum, unele mașini. Da. Așa, și salvarea nu venea, l-am luat în brațe și l-am dus la spital. Acolo nu mi-au dat multe șanse. Soția a rămas cu el acolo, am discutat cu doctorița, am zis, domnule, nu e posibil să-i schimbe sângele, dacă nu era posibil să-l detoxifice. Și a zis, nu este timp pentru asta, nu facem asta aici, trebuie adus la Iași. Și eram, vă dați seama, ca părinți eram absolut, mai ales că se mai întâmplase cazuri pe aici, cu un băiețel care a murit. Și
În seara aceea, na, vă imaginați că ne-am rugat la Dumnezeu și m-am culcat, nici nu mai puteam face altceva. Adică m-am trezit dimineață, a venit tata și m-a anunțat că a sunat, ce a sunat lăcrămioara ca să vii să-i iei. Era iarna și am mers cu Mișu, cu băiatul mai mare, cu Sania. Dar prima mea întrebare a fost, dar ce face băiatul? Păi, e bine, ce să... Nu venea crede așa ceva, vă dați seama. Deci, eu când l-am auzit pe tata bătând la ușă, am crezut că mă anunță că a murit. Nu venea crede, cred că am început să sar în sus. Era ceva extraordinar. În fine, am mai fost ceva probleme cu el după aceea, dar mai a fost o situație în care băiatul a dispărut. A ieșit din curte fără să-l observăm, s-a dus ușor la vale, nu știu în ce direcție a luat-o și cum, numai el știe sau nici el. Și am încercat noi să stabilim așa cu mintea după aceea. Deci asta a fost o mare nenorocire într-o duminică. L-am căutat toți din casă. Toți am ieșit pe străzi și l-am căutat de dimineață până seara pe la ora 5. Am ieșit cu bicicleta peste tot. Am intrat prin magazine, am intrat peste un băiețel de, nu știu dacă avea 3 ani. Și el și obosea, nu mergea de obicei atât de mult. Până la urmă l-a găsit un prieten al nostru care venise la noi în vizită atunci, era Adrian Seniuc, dacă îl cunoaște cineva, tatălui Daniel Seniuc, da, de la... Îl știm pe Daniel, da. Așa. L-a găsit în gară, într-o situație așa foarte interesantă, nu vreau să iau timpul cu toate astea, ce poate că mulți știți deja, și l-a luat și l-a adus acasă. Eu m-am întâlnit cu sora mea prin oraș și mi-a spus că s-a găsit deja pe la ora 5 și am întors și eu. A fost într-adevăr o mare sărbătoare, așa că aproape că nu trebuie să ne mai întrebați și care a fost cea mai fericită zile, că au fost cam aceleași zile. Deci asta, sigur, sunt mai multe zile fericite. Da. Au fost mai multe zile, începând cu ziua anunții. Normal. Da, vă mulțumesc. Frate Dan? Dacă vreți să adăugați ceva, sora, sigur. Da, exact în același gând eram și eu să povestesc despre băiatul nostru. La 2 ani și 8 luni s-a întâmplat când a alergat după mine. Eu am plecat repede să cumpăr pâinea care se dădea la cartelă și nu m-am mai uitat în spate. El a simțit că am ieșit din curte și atunci, neobservat de băiatul cel mare care se juca cu musafirul, băiatul fratelui Seniuc, a ieșit după mine. Eu am dispărut destul de repede, am intrat de câteva ori la rând să iau sfertul de pâine, că aveam și un musafir și doream să am mai multă pâine. Și în felul acesta el a coborât și a alergat după un domn cu cățelușul. Asta ne-a spus-o un vecin care locuia mai sus de noi, care pe la ora 10:30 zice: Doamnă, dar ce se întâmplă? Pe cine căutați? Și atunci, spunându-i care e situația, zice: păi l-am văzut pe băiatul dumneavoastră alergând după un domn cu cățelușul prin spatele hotelului Ceahlău spre Biserica Sfânta Treimii. Acolo el s-a oprit, n-a mai putut merge prea departe, că avusese amigdalită, trebuia să-i facă tratament și l-am oblujit acasă, avusese febră, nu putea să meargă prea departe. Acolo, la biserica aceea, țiganii veneau la pomană, duminica era, la coliv, mă rog, cum se obișnuiește și astăzi, și de acolo l-a luat și l-a ținut toată ziua, în final, spre după amiază, a ajuns la gară și aștepta un tren care într-un sfert de oră venea de la Bicaz și mergea spre Medgidia, că era tren de vară. Pe 9 august 87 s-a întâmplat. Și atunci prietenul nostru, Adrian Seniuc, da, el s-a rugat.
El s-a dus până la sora lui la Săvineș, s-a întors înapoi să vadă dacă am găsit copilul. Se simțea oarecum vinovat că și din cauza că m-a fost supravegheat îndeajuns și zice, nu plec până când nu caut să găsim copilul. Lucrul ăsta pentru mine a fost așa un lucru extraordinar și o speranță că Dumnezeu va face ceva. Însă a fost o zi teribilă. Jumătate de zi am căutat, când am auzit că a plecat după un domn cu cățelușul, m-am dus până la stadion. Erau reprezentații de când de rasă pe stadion. Bucuroasă că îl voi găsi poate în drumul meu sau spre acolo. Am alergat, m-am învârtit prin mulțimea respectivă, m-am dus la speaker și l-am rugat să întrebe dacă cineva vede în preajmă un copil singuratic, să spună că mama lui este aici și îl așteaptă. Nu s-a întâmplat. Mă rog, am trecut pe la poliție și am spus tot și dacă cineva sună la ei, am dat numărul de telefon la părinți ca să ne anunțe. Am venit acasă și atunci m-am așezat jos în mijlocul casei și am început să mă rog cum niciodată, poate. Și am zis, Doamne, nu-mi pasă că mai am 3 copii. Eu știu că Tu poți să mi-l dai. Tu știi unde este și poți să mi-l aduci. Zic, nu-mi pasă că mai am 3, dar eu mâine nu mai exist. Nu vreau să mai trăiesc dacă Tu nu intervii. Și m-am dus la calendar să citesc textul din ziua respectivă, că noi am pus masa, dar ne-am răsfirat că nu găseam copilul și n-am mai stat niciunul la masă, am plecat toți în toate părțile să-l căutăm și cum am citit în calendar, am citit un text greșit, dar era textul de care aveam mare nevoie. Psalmul 65 cu 4 sau 5, versetul care spune: Dumnezeu, în bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Și țineam degetul pe textul acela și mă rugam și zic, Tu știi unde este, Tu poți să mi-l dai. În sufletul meu o idee, stai și te roagă cu mână tirană, ți-l strâns și nu-l poți avea. Această idee tot se accentua în mintea mea și în ziua respectivă am meditat și am înțeles cât de mult a însemnat pentru Tatăl trimiterea Fiului Lui în lumea noastră să moară pentru noi. Suferința care a simțit-o Tatăl luând această decizie pentru a trimite pe Fiul Lui în lumea noastră și dacă ar fi fost mort în fața mea, în casă, nu mi-ar fi fost atât de greu ca acum faptul că nu știam și mă gândeam că pe undeva neajutorat, căzut, flămând, stă și ar putea să fie recuperat. La ora 3, a venit fratele Adrian Seniuc și când a văzut care e situația, a ieșit, zice, mă duc să-l caut. A venit spre adunare, s-a întors în stația de autobuz și s-a rugat, Doamne, fă Tu ca prim autobuz care vine să mă duc acolo unde aș putea să găsesc copilul. Și ca să vedeți călăuzirea lui Dumnezeu, 3 autobuze mergeau în 3 direcții și unul mergea la gară, primul a urcat în el. A coborât la gară și un alt gând, când eram mic îmi plăcea să privesc la tren și gândul acesta l-a dus direct pe peronul gării, când mai era un sfert de oră să vină trenul să plece din localitate și nu știu ce se mai întâmpla după. Și pe peronul gării un copil mai mare striga, mă duc la tata, s-a trezit și al nostru care stătea jos cu o sticlă de apă, se chinuia să bea, atunci zice, mă duc la tata și el se apropie și întreabă, era o doamnă, țigancă, din ăștia urari, nu știu cum se cheamă, fără fuste așa, zice, păi, se învârtea în jurul lui și nu răspundea. Și el a întrebat, zic, caut un copil, este al dumneavoastră? Ea nu vroia să răspundă, la un moment dat, foarte nervoasă, zice, dar l-a lăsat maică-sa pe aici și a plecat.
Atunci l-a luat și a venit cu el acasă. A mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. Da. Și să înțeleg din relatarea dumneavoastră că e ca și cum l-ați fi primit din nou ca dar din partea lui Dumnezeu. Da. Știți care au fost cuvintele copilului la 2 ani și 8 luni când i-am spus, Daniel, să nu mai pleci din curte, că pentru că țiganii fură copii. După aia am aflat multe lucruri. Și el zice, țiganca, țiganca, hai să ne rugăm. Domnul să fie lăudat. Da, și cealaltă experiență cu cele 39 de tablete antideprin, a stat în comă 13 ore, dar tot așa mă rugam, Doamne, Tu poți să mi-l dai, Tu poți să mi-l iai. Și într-adevăr, după 13 ore, Dumnezeu l-a trezit din comă, da. Și l-am primit. Da, este adevărat că felul în care ați privit dumneavoastră această experiență e ușor diferită de faptul, de felul în care fratele Florin, ca tată, pentru că sufletul de mamă o să ține îți minte toată viața și nu îl veți uita niciodată lucrul acesta. Este adevărat. Faptul că suntem atașați foarte mult de darul cel mai prețios pe care Dumnezeu ne l-a dat copiii noștri este un lucru cert. Fiindcă timpul zboară iute, am vrea să oferim ocazia și fratelui Dan și sorei Elena, pentru că și iată să-și exprime perspectiva aceasta. Da, încerc să fiu cât mai restrâns. Oarecum, ceea ce am ales ca cel mai greu moment din viața noastră e oarecum asemănător cu familiei fratelui Florin. Când copilul nostru avea în jur de 2 ani și ceva, avea probleme foarte multe de sănătate. Și cu medicul curant de la vremea aceea ne-a făcut propunerea să mergem cu el la Fundeni. Ne-a recomandat un profesor pediatru care la vremea aceea era foarte vestit, el, unul Goldish. Și sigur că da, ne-am încurajat și am plecat pe el neștiind absolut nimic ceea ce se poate întâmpla. Am ajuns acolo, au început investigațiile și în una din seri sau zile, profesorul o cheamă pe soție la cabinet la el și îi pune următoarea întrebare. Doamnă, mai aveți copii? Nu mai avem, e singurul nostru copil. Și așa l-am avut cumva providențial. Păcat. Știți ce are copilul dumneavoastră? Nu. De unde să știu? Are cancer. Domn profesor, stați puțin. Da. Cât, era foarte curajat soția mea atunci. Cât la sută dumneavoastră spuneți că are cancer? Doamnă, noi aici niciodată nu ne-am înșelat. După formă, după înfățișare, după cum se prezintă, avea un chist pe plămân, este cancer 100%. Așa că vreau să vă pregătesc, să știți cam ce vă așteaptă. Trebuie să semnați, să vă mutați la pavilionul de chirurgie masculară, unde va fi operat și asta e situația. Vreau să leg și momentul celălalt fericit. Sigur, a fost o lună de zile de agonie, pentru că, sigur, ne-am rugat și am spus, Doamne, mai bine dacă e așa cum spune profesorul, mai bine ia-l acum. Nu era ușor pentru noi să... Dar am zis, decât să suferi în viață, decât să... așa, mai bine ia-l acum, să moară pe masa de operații și asta e. Tu, dacă vrei, poți să ne dai altul. Dar dacă tu crezi că ai cu el o lucrare, tu poți să faci o minune. Asta a fost ruga noastră la momentul acela. Sigur, socrii, biserica, am fost cu toții zdruncinați din punctul ăsta de vedere. Și o lună de zile am trăit cu spaima aceasta. A fost transferat, a fost operat. Încă 10 zile am așteptat să vină rezultatul. Și rezultatul a venit în una din dimineți, probabil,
cu acel corp medical care venea în fiecare dimineață la salon, după care a fost din nou transferat tot aici la acest domn profesor care ne-a dat 100% cancer. Și a venit unul din doctor și a spus: domn profesor, a venit rezultatul lui Cocea. Dați-l în Cocea. A luat hârtia, soția era acolo, pe bancă, și aștepta cu sufletul la gură să audă rezultatul. Era o scrisoare medicală subliniată cu roșu, părțile importante, așa cum fac medici. Și el a citit-o, a început să tremure și a spus: incredibil, dacă n-ar fi de la institutul acesta, pe care eu îl așa, n-aș fi crezut. Dar aici ai numai o minune dumnezească. A avut puterea să recunoască că aici este o minune dumnezească. Pentru că noi nu ne-am înșelat niciodată. Ea s-a ridicat de acolo, soția, au venit doctorii, au încurajat-o. Vă dați seama, era un moment... Ei, nu mai ai putere să te bucuri după un asemenea moment, că în o lună de zile ai stat cu sabia lui Damocles deasupra capului și nu știai să-ți făceai planuri altele decât cele care au urmat. Și, sigur, bucuria noastră se continuă și astăzi, pentru că Cosmin este bine sănătos și rugăciunea noastră a fost ascultată și Dumnezeu îl folosește în lucrarea Lui acolo unde L-a chemat și unde este astăzi și suntem bucuroși. Și putem, pentru cei care nu știu, Cosmin este pastor, slujitor al Evangheliei. Domnul să fie laudat. Amin. Da, sora Elena? Păi nu mai am ce să completez decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că atunci am trecut prin niște momente foarte grele. Noi, rugăciunea noastră asta a fost: Doamne, Tu ni l-ai dat, Tu ni-l poți lua, dar să faci Tu tot ceea ce știi că este mai bine și pentru el și pentru noi. Am fost o lună foarte grea. Când am venit acasă, mi-a trebuit mult timp ca să-mi revin. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și împreună, că eram din nou toți, am putut să trecem prin toate. Domnul să fie lăudat. Sunt multe probleme într-o viață, dar parcă asta a fost cea mai grea. Am trecut prin multe. Cred. Nu putem să zicem că a fost viața numai în roz. Cu bune, cu rele, și mulțumim lui Dumnezeu că de fiecare dată, de câte ori ne-am rugat, El ne-a ajutat, a intervenit. Poate de multe ori nu ne-a răspuns și poate și tăcerea era un răspuns. Și totdeauna ne-am pus încrederea în Dumnezeu și am așteptat în tăcere răspunsul lui. Domnul fie lăudat în Amin. Toate. Amin. Deci pe Cosmin l-a sfârmit a doua oară. Da. Ca un cărbune scos din foc. Amin. Amin. Înseamnă că Dumnezeu are un plan special cu familia dumneavoastră și cu el în mod deosebit. Acum dorința cea mai mare și rugăciunea fierbinte este să vedeți un urmaș, bănuiesc. Da. Dacă ar fi. După voia Domnului. Așa să deveniți și noastră bunici. Da. Amin. Amin. Domnul să asculte rugăciunile. Da? Mulțumim. O să... Familia tânără nu poate să spună că și-au pierdut copiii, că încă nu au. Da? Noi avem doar 3 ani de la căsătorie și nu avem o experiență așa de vastă ca colegii noștri, însă nu putem decât să privim cu bucurie la faptul că din lucruri atât de grave Dumnezeu scoate o foarte mare bucurie și că Dumnezeu va fi alături și este alături de noi în fiecare zi. Pentru noi, nu știu, momentele grele au fost mult mai domoale, mult mai lejere, să spun așa, și simple față de acestea menționate. Noi, când ne-am căsătorit, încă eram studenți și am făcut facultatea la distanță. În același timp lucram. Și 2 săptămâni la fiecare semestru, adică 2 săptămâni la fiecare 6 luni, eram plecați de acasă. Soția era la o facultate, eu la altă facultate și niciodată nu se suprapuneau sesiunile. Și cum noi, imediat ce ne-am căsătorit, noi practic ne-am căsătorit și am plecat de la părinți de acasă, încă eram
cumva studenți, da, eram, nu ne despărțisem de cuib așa de tare și nu eram obișnuiți singuri pe cont propriu. A fost foarte greu pentru noi, pentru că soția pleca, eu rămâneam singură acasă, ea se întorcea și rămânea singură acasă și nu era așa dor unul de altul, treceau zilele foarte greu. Altă perioadă mai grea, nu știu. N-am avut până acum, însă suntem încrezători că Dumnezeu va scoate totul la capăt, dacă vor apărea. Și cea mai fericită? Cea mai fericită moment din viața noastră, care l-am așteptat foarte mult, a fost după căsătorie, când noi ne-am căsătorit în perioada COVID-ului și imediat după o perioadă de timp, ne-am chemat ambele familii și noi am fost gazde. Am fost cei mai fericiți la masa de familie, că în sfârșit eram noi cei care, o familie care îi găzduiau pe părinții noștri. Da, acesta a fost cel mai frumos moment pentru noi. Da, mă bucur. Da? Timpul deja este înaintat și mă bucur mult, mă uitam cu ochii la dumneavoastră cât de atenți ați fost la toată această experiență, ați retrăit experiențele acestea emoționale cu frații noștri. Eu n-am știut personal prin ce au trecut frații, probabil nici dumneavoastră, poate foarte puțin, doar cei care au fost apropiați și prieteni. Și în concluzie, putem să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima noastră pentru felul minunat în care a condus destinele noastre până în clipa de față și cred că fiecare dintre noi putem da această mărturie deosebită a providenței divine în viața familiilor noastre, a felului în care ne-a condus și prin momente grele, momente în care ne-am strâns mai tare de El și ne-am rugat așa cum nu ne-am rugat niciodată, și pentru clipele de bucurie care au fost însoțite de răspunsul la rugăciune și de faptul că Dumnezeu prin aceasta ne arată harul Său minunat și ne face să ne punem mai multă încredere în El pentru viitorul care ne așteaptă și pe care îl învățăm, că și la școala de sabat spune despre noi în profeții. Nădejdea pe care ne punem în El, că se ocupă atât de special de fiecare dintre noi și e preocupat de susținerea vieții noastre în mod plenar, atât a familiei cât și viața și sănătatea noastră, ne arată că avem un Dumnezeu atât de bun, de iubitor și de doritor să împărtășim o veșnicie cu El. Domnul să ne binecuvânteze pe toți la aceasta. Amin.
În numele Domnului Iisus Hristos, închidem serviciul divin cu imnul 69, ca roa din zori. Stăm să luăm aminte la rugăciune. Te lăudăm, Tatăl nostru din ceruri, pentru harul care l-am avut în această zi de sabat să fim prezenți în casa ta de rugăciune. Să mulțumim pentru după amiaza aceasta de sabat, pentru experiențele pe care le-am auzit. Îți mulțumim pentru felul minunat cum Tu ne-ai călăuzit pe fiecare dintre noi. Primește mulțumirile noastre a celor care în această după-amiază am fost aici în față și am povestit experiența vieții noastre de călătorie pe pământul acesta până în aceste momente. Și credem că Tu vei fi cu noi și pe mai departe și chiar Te rugăm și Te invităm să rămâi cu fiecare dintre noi. Te rugăm, Tatăl nostru, pentru
întreaga biserică, pentru familiile din biserică care au fost prezente în această după-amiază, pentru cei care poate ne-au urmărit pe internet, binecuvântează-i pe fiecare acolo unde sunt. Tu cunoști problemele din fiecare casă, din fiecare familie, cunoști viața fiecăruia în amănunt. De aceea te rugăm să intervii și să lucrezi așa cum știi mai bine, spre slava și onoarea ta, în dreptul fiecăruia. Binecuvântează pe cei tineri, pe cei care doresc să-și întemeieze o familie, binecuvântează familiile, întărește-le și fă tu ca harul și binecuvântarea ta să rămână cu fiecare dintre noi. Pentru săptămâna care ne stă în față, dăruit să fii cu fiecare dintre noi, să ne călăuzești, să ne urmărești cu binecuvântările și cu dragostea ta și să ne ajuți tu ca la sfârșitul călătoriei noastre să fim cu toții printre cei mântuiți în împărăția ta. Te slăvim pentru toate și îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin. Mai avem o piesă? Mulțumim!